În lupta cu incendiile puternice din Grecia au fost înrolați și pompieri din Iași, care au fost întâmpinați cu aplauze și mulțumiri de localnici. De 9 zile, Grecia este devastată de incendiile de vegetație. În mai multe zone din țară, printre care Rodos și Corfu, dar și în localități din jurul Atenei, flăcările fac prăpăd. În această situație dificilă, grecii au primit ajutor din partea mai multor state, printre care și România. Țara noastră a trimis în Grecia 130 de pompieri și 10 de autospeciale pentru stingerea incendiilor.